Căci e vineri 13, nu? Vineri 13, numai ghinioane. În plus, este și Ziua Internațională a Stângacilor. Vă salut și vă doresc tot binele de pe lume, cum ar zice cineva. Vineri 13, mă, numai ghinioane, numai ghinioane. Și Ziua Stângacilor. Păi noi suntem stângaci în orice facem. Încercăm să dăm cu dreptul, dar ne dăm cu dreptul în stângul. Cafele de pe Buy Me a Coffee n-avem nici azi. Toți banii pe care îi donați acolo merg în contul pentru sinistrații din Apuseni. Săptămâna viitoare facem un bilanț, o contabilitate și virăm banii. Mulțumită vouă și nu numai. Am zis așa, mă, am te vorbit de politică, am vorbit de sport, am vorbit, oricum sunteți în cont. E bine, a? Vă suflă briza acolo, da, frumos, frumos, ce v-ați umplut farfuriile? A, sunteți la Bulgaria, acolo e păcat să nu. A, Kalispera, todos mersa, dumneavoastră, la greci. Mă, la greci e fain oriunde, pe orice insulă. Dacă e un pic de piatră, un pic de nisip și un pic de mare, e fain. Oh, în Mykonos. Îi salt baie pe acolo, face de mâncare sau face baie? Cum se traduce în ardelenească salt baie, celebru bucătar? Băile cojocna, salti spa, baie. A, ați mers în Italia. Vizitați Roma, frumos, umbră, nu e așa vipie, e mai... Ce ați luat bun? O pizza, ce să luați de acolo? Asta am zis că să vorbim un pic despre ce mai mâncăm. Acum e sezonul roșiilor. Chiar când ne-ai invitat Vlad în grădina bunicilor din fiord să culegem cu mâna noastră mică porodici? Când se coc Când porodici, se coc. se coc. Two girls, one cock. One cockpit. Da, s-a cam decalat treaba. Eu știu asta că acum sezonul porodicilor, porodică de la Paradise, da? Fructul paradisului, paradisiac, nu afrodisiac, mă, nu încercați cu porodici, că iese numai bulion, nu. Așadar, eu mănânc primăvara primele roșii românești prin programul Tomate alu Daea. Roșiile alea cu țuclui, țuguiate, da? După aia vin roșiile roze, tot românești, roșii roze, și după aia, în a treia etapă, final de august, început de septembrie, roșiile hoștezenești, de aici, din Cluj-Napoca. Cine mai are sămânță de alea, inimă de bou, dacă te crezi vacă. Fiți atenți și zice, paradoxurile astea, că nici nu mai știi ce să pui pe limbă și să bagi în gură, vorba Alinei Plugaru. Nu mânca roșii țuguiate. Toate chimicalele sunt acolo în vârf. Apita el și zvârle și... Sau știri de alea. Combinație nepotrivită. Roșii cu brânză. Normal că e nepotrivită. Dacă n-ai și o slană și o pălincă lângă... Numai știri de astea apar pe site-uri vala. Combinație letală. Roșii cu salată de vinete. Că dacă ai probleme cu fierea, cu bila și dacă e maioneză, te poate să te doară în freză. Mâncăm vegan, gata. Am văzut un meniu de burger în Cluj-Napoca, burger vegan, cu nici pita nu-i pită. Nu-i bine să știi ce e acolo. Zici că e prăjitură cu răvașe burgerul ăla. Certică deasupra are frunzulițe de valeriană. Valeriana, care după cum știm este o plantă care produce somnul. Scoți gagica la burgeri, mânci jumătate de burger cu valerian. Porcule, e un apropo să mă duci la tine în cameră și să mă pui la un video pe Netflix. Atunci ce se... Mă, nici cu veganismul, nici cu legumele nu-i bine să exagerezi. De exemplu, un bărbat din Cluj e trimis în judecată de către nevastă pentru că i-a dat în cap cu oțelină. Asta e, dacă nu mai făcea față cu morcovul la brocoliul ei. Ia, dar cum? Am zis să-i dai în cap la nevastă cu țelina. Eu înțeleg că poate nu mai mergea frichi frichi, mă, da. Țelina e de îngurgitat, de băgat. Ce părere are soacra? Tricouri pe scalware.com. Da, nu, no, să-i dai cu țelina în cap. Noroc că ne-au spus Comisia Europeană acum, zice, gata, băgăm pe lista elementelor comestibile și viermele de făină. Îți dai seama, e un kil de făină, de trinule de la prietenii noștri de peste graniță, făină bună de hoidu, și ai luat, da? Ai luat într-un pungă, ai luat și făinul, ai luat și carnea care provine din viermele. Mâncă-l tu cu familieul tău. Păi nu zici domnul Bill Gates, mă? Nu zici domnul Bill Gates, zice. Orașele dezvoltate, țările dezvoltate să mănânce, să mănânce, să mănâncă oamenii din aceste orașe dezvoltate să mănânce doar carne artificială, adică carne scoasă la imprimantă. Bă, eu am stat, m-am gândit, carne scoasă la imprimantă. Pe vremuri așteptam să taie tata porcul, așteptam să
cumpere porc, că nu ne permiteam chiar. Simțiți mirosul? Călbați de mangaliță, ni. Așteptam să vină Ignatul Crăciunul să cumpere tata porc. Ne strângeam în jurul porcului, după aia mâncam un an din el. Acum, cum e asta să mănânci carne artificială scoasă la imprimantă? Ioi, vine Ignatul. De unde știu? Cumpăra tata imprimantă. Scoate carne la imprimantă. Scoate carne, scoate... Caltabor, scoate? Dacă îi schimb tonerul. Și au zis, carne artificială asta, e de mangaliță, naturală. Uitați, dacă vă uitați bine, e o picătură de un de lemn. A plâns cârnațul de mangaliță când l-am băgat unde? Tremăsele. Și stau și mă gândesc așa. Carne artificială de la imprimante. No, cum să mergi cu prietenii la un grătar? Te înțelegi de vineri seara pe mâine unde? La tarnița, la coada lacului. Mere. Tu ce aduci? Eu aduc prize, tu ce? Întrerupător și prelungitor? Eu aduc tonerul? Și cum stăm noi lângă grătar acum, ca oamenii normal la cap, nu? Stăm lângă grătar, bem o bericică, să fac flecile, aripioarele. Mai pui din scârbă și triciuperci pentru feche, pentru feche. Acum stai lângă imprimantă să scoată grătarul artificial? Trag în voi, capitaliști. Cârnați de mangal. Bă, să mâncăm până mai putem. Că acum tot felul de minorități. De la alea sexuale, de la alea de culoare, acum minorități culinare. E vineri, e 13, urmează Sfânta Marie. M-am abținut un post până aici, dar trebuia să facem și un video. Și așa că duc înapoi ce-o rămas din cârnați și o să mănânc țeline, dacă nu-mi dă nevasta cu ea în cap. Servus, pe săptămâna viitoare. Doamne ajută-vă! Apoi o mâncătă. Uite, bă. Hai mă că mergem, de seară mergem în atelierul de pizza. 10 ani mă de la atelierul de pizza, ne dau bucheturi, chestii, shoturi, scroturi. Nu, iau. Uite, bă, iau. Tu. M-a puțin până la atelier. Da, tu. Mă și duc. Salut.